Am avut niște întâlniri foarte constructive, de fapt prima cu patronatele. Vreau să vă spun că nu am auzit foarte multe lucruri noi de la patronate, pentru că câțiva ani în urmă, înainte de a veni în demisiunea politică, și eu am fost membru al Asociației Patronatelor din Republica Moldova, cu tristețe am constatat că multe probleme care identificate de pe timpuri au rămas să fie actuale și în ziua de astăzi. Am primit mai multe propuneri bune din punctul meu de vedere de la ei, care se vor regăsi și în programul de guvernare. Dar deja am schițat câte ceva cu care vom veni imediat în cazul când guvernul va obține votul majorității în Parlament, astfel ca să putem relaxa puțin dimensiunea business-ului din Republica Moldova. Vorbesc și despre povara controalelor care sunt abuzive ultimul timp. Nu am dat prea multe detalii pentru a nu istereza pe cineva din instituțiile statului, dar imediat, în caz de inaugurare, o să fiți martori la aceste acțiuni. Cum vedeți relația dintre guvern și societatea civilă de mai departe? Pentru că întotdeauna cei reprezentanții societății civile au ceva de spus la acțiunile guvernului. Am vorbit și acum cu colegii din societatea civilă, pentru că este poate cea mai importantă platformă de comunicare dintre guvern. Credul meu este că chiar dacă este voință sau atunci când este voință politică, unui politician îi izbutește, sau unui funcționar de stat, să spunem, îi izbutește să realizeze obiectivele atunci când creează condițiile necesare care nu pot fi încălcate nici de el. Ori aceasta ar însemna transparență.